La început de an, șomerii din județul Suceava, care sunt în căutarea unui loc de muncă, au la dispoziție 250 de joburi din evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava. Sunt locuri de muncă atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru persoanele cu studii medii sau necalificate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Anca Capverde, în această perioadă nu există locuri de muncă disponibile în domeniul construcțiilor, însă, de cealaltă parte, au crescut cele din domeniul IT și din cel al alimentației publice. La început de an, deși poate să așteaptă mai puțin, așa din primele zile ale anului, cei care își doresc un loc de muncă vor găsi și de această dată un număr de 250 de locuri vacante. Sigur că sunt mai puține domenii ca în perioadele de vârf așa ale evoluției locurilor vacante pe piața muncii. Au dispărut meseriile specifice construcțiilor, dar continuă să fie cereri în domeniul alimentației publice, serviciile se dezvoltă într-adevăr la noi constant, sunt cereri în domeniul serviciilor auto, sunt meseriile tehnice în continuare căutate, sunt suficiente cereri și în domeniul IT față de alte perioade. Totodată, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava organizează, prin rețeaua oficială de ocupare EURES România, selecții pentru ocuparea celor 450 de locuri de muncă vacante din țările membre ale Uniunii Europene. Sunt multe cereri și în spațiul economic european. Au preferințe chiar multe țări pentru personalul calificat și necalificat, mă refer la agricultură din România. Sunt 450 de locuri de muncă vacante în Spania și Portugalia în domeniul agriculturii. 150 de locuri sunt în Spania pentru cules fructe și curățat pomii, iar în Portugalia sunt 300 de locuri vacante la cules de zmeură, afine și mure. Cerințele s-au diversificat și în Uniunea Europeană. Sunt și mulți solicitanți care apelează la serviciile de ocupare, ale serviciile publice de ocupare pe care le oferă consilierul nostru EURES. Anul trecut au fost consiliați 425 de persoane care și-au dorit să cunoască condițiile în care pot lucra în Uniunea Europeană. Cei care doresc să vizioneze întreaga listă cu locurile de muncă vacante din zona Sucevei, fără să se deplaseze la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, o pot găsi postată atât pe site-ul cât și pe pagina de Facebook a instituției.